ședinței ordinare a Consiliului Local Comunei Ștefan cel Mare, județul Bacău, pentru data de 19.04.2017, ora 10. Consiliul Local al Comunei Ștefan cel Mare, județul Bacău, se convocă în ședință ordinară în ziua 24.05.2017, ora 10, la sediul Consiliului Local, cu următoarea ordine de zi. 1. Proiect de hotărâre privind completarea inventarului bunurilor aparținând domeniului public al Comunei Ștefan cel Mare, județul Bacău, și 2. Diverse. Dacă sunteți de acord cu... Ne puteți spune. Da. Președinte, da. Președinte, da. Ia-l la Ciolanu, eu. Da. Veți să-i luați în derugare. Procesul verbal de la ședința anterioară, îl știți? Da. Da, spune la vot procesul verbal de ședința anterioară. Cine e pentru? S-a abținut cineva? Împotrivă? Deci una limitată. Punctul vot. Punctul vot. Uite că greu, da? Eu termin. Asta e mașină. Dar termin, am ușit. Da. După cum bine știți, am depus pe la Ministerul Dezvoltării mai multe obiective de investiții și m-am gândit și la o porțiune de drum în Ștefan cel Mare. O aveam în vedere, cei care știți, ulița la Gavrilă și mai era un tronson care duce la Jipa Mircea, de vreo 150 de metri. Încercăm și cu tronsonul ăla. Dar nu l-aveam trecut în domeniul public, acel tronson. Și pentru a putea, dacă avem noroc, să ne calificăm, așa, pentru a putea beneficia din modernizarea acelui tronson, trebuie să-l avem în domeniul public. Și este vorba de o lungime de... de 150 metri, cu o lățime de 3,5 metri și vecin la nord, deci Jipa Mircea, la sud, e drumul sătesc, așa, la est, pe râul Bogdana și la vest, Jipa Aurel. Deci, alte... Trebuie menționat, dacă îmi pregătiți, domnul președinte, drumul a făcut el, din Mircea, el s-a mergit să-l facă. Vă spun la diverse. Vă spun la diverse povestea cu drumul ăsta. Da. Că acum trecem la diverse. Deci dumneavoastră... Dacă să supunem la vot. Cine e pentru? S-a abținut cineva? Împotrivă? Spun unanimitate. Alo. Diverse. Cine se înscrie la... Mai sună, nu știu, că și eu sun, vezi pe unde. Nu-i de fiind, mai așteaptă-le. Mai așteaptă și mai sunt, dar hai, să-și ședinți eu. Ce îți mai zic la diverse? Domnul Matieș, pe cineva? La diverse? Da. Da, am ajuns aici, da? Da, 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 dacă nu vă mai gândiți, domnul Matieș. Păi, întâi spuneați că ne spuneți la diverse despre drumul. A venit băiatul lui Ionel Petrea, solicită o cale de acces, ca să poată să intre cu mașina în cur. Și eu știam că este pe acolo, pe la Aurel Jipa. Și că, dar rog, Aurel Jipa a fundat în capăt la Mircea lui Jipa, a fundat cu niște mărăceni. Așa am văzut. O ieșit Aurel și a spus că drumul este al lui. Și-i făcut de el și de Mircea. Și nu îl lasă pe Ionel Petrea și pe nimeni de-a lui Petrea să treacă pe acolo. Că Petrea nu a fost de acord să pună și el să contribuie cu ceva așa când a făcut drumul. Așa. Da. Bun, n-a zis nimic. Nu știam cât are în titlul de proprietate. Sigur. Am venit, am verificat măsurătoarea făcută de inginerul Stoica
și jipa. În schimb, i-am măsurat lățimea la gard lui jipa, ca să știu eu să o confrunt cu cea din măsurătoarea lui Stoica. El are 38,1 metri lățime în realitate. În listarea măsurătoarea lui Stoica are 37,5. Deja vreo 0,6 e intrat. Da. Între proprietatea lui Jipa și Pârâu este domeniul public. Deci drumul ăla este pe domeniul public. De-aia aș fi vrut să-l trecem în domeniul public. Da. Acum. El, din contră, a mai și închis un pic un mal, da, care e tot din domeniul public, are o baracă pusă acolo. M-am zis înapoi. Le-am arătat măsurătorile. Nu, că el are vecin Pârâu. Toți au vecin Pârâu. Dar între Pârâu și proprietatea lui, e un spațiu care... După aia el mai mult, a avansat. S-a supărat pe Mircea lui Jipa, că Mircea nu a zis nimic. Că Mircea a văzut hârtie, el măcar nu s-a uitat pe hârtie, au el. Și s-a supărat pe Mircea că el nu a zis nimic. Și după aia mă sună alu Petrea că ăsta închide drumul. M-a dat la fața locului, el văd o să doi țăruși acolo și eu lăsat așa, Aurel, să vadă ce se întâmplă. Bine, i-am scos de acolo, i-am dat alături. N-am mai primit niciun semnal, nici n-am mai fost pe acolo să văd ce... Și este și marea cheltuială, majoritatea, o suportat-o Mircea. Da. Nu Aurel. Numai de asta. Zic. Mircea. El a dus de la chimic, da, niște... Au o relație, da, cum a avut traverse de la uzină, de la... Și... Aurelul cheltuie 30 de lei, 300 de mii vechi, eu dat un John Doe. Împins cu volă pe acolo, pe acolo. Și asta e. Deci nu este drumul lui Aurel, care spunea cineva că e drumul lui Jipa. Nu este. Sigur, și vreau să continui cu ideea cu drumul, asta de care e vorba, și el servește ca și o unitate, nu numai Mircea, să nu spunem că pe numai pentru Mircea și pentru deocamdată numai pentru Mircea. Am înțeles. Deocamdată. Dar dacă se deschide pe lângă Mircea, îți puteam în spate. Tocmai de asta. Da. Și tot în temă ca să rămân, din spate de la mine, sau dacă vreți de la biserică la viață, și în speță, dacă vreți chiar, la felice asta. Nu am nimic cu el, Doamne, Dumnezeu, niciodată n-am avut, Doamne. Dar te-ai făcut ordine și acolo, Doamne. A ieșit el, este cât de o cai pe el, capul, cu gard, cu animale, cu... dar cu mizeria ceva să facem acolo. V-am mai zis. E depozit de peturi, gunoaie, bălegat sau ce vreți, în apă. Da? Dar să înțelegem o dată. Nu se ia două căruți, ce este acolo. Peturi, gunoaie, peturi. Și... Vreți. Prin faptul că nimeni nu ia măsură cu el, fac și alții. Și atunci, ce era pe locul? Da, el e bătrâna aia cu cap mare. Bătrâna, să știți că bătrâna mai puțin. Am, păi înțeles, da, eu, am înțeles eu că ar fi adus, pe care nu am văzut, Iona lui Pentreș. Tot cu mizeria acolo? Exact, da. Deci, trebuie stupat fenomenul ăsta. Nu e normal, nu e bun, nu se poate. Nu-i înțeles, în condițiile în care acum ai toate condițiile, îți ia bunul de la vreo. Cum e, domnule? Dar nu, lasă că trimit băieții de la poliția locală acum. Da. Și să continui cu asta. Domnule primar, am insistat, insist și voi insista. Drumul Bogdan este al doilea drum din Covenă, dacă nu chiar primul, vizitat de oameni din afara localității. Atât, mai ales... Păi primul, care e al doilea? Primul, al doilea șosea principală. Mai merg la mănăstire, da. Mai merg la mănăstire, dar e un lucru urât. Urât. Cine? Știți ceva? Unde nu e casă locuită. Să mergem de la 46, până cu ceva de jos bădătile. În fața lui, ăsta lui Țanga, lui Gheriel. Dăm un pic cu coasa acolo, îl vreau pe să băi, dăm un pic cu coasa. La Sandul lui Gheriel? Da, în fața lui, platoul ăla.
A, platoul ăla unde e lângă biserică? Da, acum, mai de jos. Am înțeles, am înțeles ce vrei să spun. Valeru, Lea Valeru, dar e doar Iași care merg la biserică acolo. Care? Care? Își bagi în poartă. Cum? Cum care? Vezi și faci inventarul la biserică, crezi că cam câți e Enoriaș. Nu discutăm de Enoriaș. Da. Cum mă, dar vin? Cum nu vin, mă? Păi dacă nu te duci tu la biserică, eu mă mai duc câteodată la catolic. Dacă tu nu te duci... Înseamnă că nu duci nimeni, ne? Cu interes, fără interes, dar mă duc. Și asta zic, dar drumul în general, eu sunt de acord. Era cineva făcea aluzii la faptul, domnule, dar merg trei oameni și la domnule plătit. Da, și alea trebuie să facă. Dar odată cu rătire și în acel șans unde eu buruiam, scoate mă să pe unde nu-i o casă locuită, știți? Păi da, mai Nea Valeru, nu-i casă locuită, dar e proprietatea cuiva. Cuiva ca e afară, Dumnezeu știe de care, da. Da, dincolo de gard, e lucrată proprietatea. Exact, păi ce spun, dar insistă. Păi da, e lucrată, dar de ce nu-și face curățenii? Este obligația cetățeanului? Păi, na, i-am învățat cum era, ca să le aduce hârtiile de pe, așa, exact. Să le văruiască pomii. Și acum revin punctual la mine, nu cu interesul meu. Lângă mine stă acel cetățean care se cheamă, da, îl știți. Da. Ați văzut ce e acolo și da, e frumos, ce poate să fie acolo. E casa acoperită naturală, e frumos. Extraordinar. Domnule, am avut șarpe în curte, domnule, de acolo. Noroc că eu nu eram acolo. Acum pericolul am înțeles, e o mică mică, ce mi-e de jos. Domnule, îi tai eu. Știți când am încercat să punem impozitul de 300 până la 500 de ori mai mari cât permite legea, codul fiscal, s-a vociferat. Da. Pentru terenurile nelucrate, pentru casele neîngrijite. Da. Și am scos acum din, din sancțiune chestia asta. Și apropo, tot din persoană, am înțeles. Tot de persoana în cauză, sunt sigur că, dar să-i dea Dumnezeu sănătate și zile. Tot la mila primării și a cetățenilor să rămână ca să rezolve ultima problemă pe pământ. Dar până atunci, omule, ai și tu obligații. Fă-ți mă! Dar de ce? N-are neamuri? Care neamuri? N-are nepoți. Neamuri de aceleași, tot de aceleași factură. Așa, nu rămâne nimeni îngropat. Aici un mort nu a rămas mare. Păi, da, no. eu cam așa. Hai să vezi, mă, tare, că ai să scoți bani din buzunar, dacă vezi că o să vină exact. Din exact. Exact, da. Mulțumesc. Domnul Bonteș. Domnul primar. Ce mai vrei? Hai să te rămâne. Păi, dar n-ați rezolvat-o acum? Ați rezolvat problema, vă zic, dar vă zic, Bișoan, Jăbrea, nu zic ori? Am hotărât treaba asta, v-am spus să spuneți doar la sunt. I-a spus? Nu ți-o dat? Nu mi-o dat. Am spus la cu franceza și cu eu. Are o manetă, are o manetă. Are o manetă de deschidere, așa de greu. La care bani, zici? De jos, de la... Da, are manetă sau trebuie să aibă manetă. Dacă nu, o cheie franceză. O cheie franceză, am o cheie. Am eu cu două, da. Franceză mică. Da, e genizat. Trebuie premungitor, n-am loc de premungitor. Dar simplu, iei maneta de aia de lăsit și o folosă, potrivește. Nu, dar are Jean manetul lui că are de la bani de la Rădeana și lui la Rădeana nu-i trebuie. Nu trebuie să izoleze. Da, eu trebuie să mai lezi, că doar fiecare bani are. Păi nu le-o dat și că nu i le-o dat aia de la domnul Constantin. Acum spune, după ce mai spuneam, dar lăsa la pe Jean. Și mi-a spus că are el una, că aia de la domnul Constantin nu i-o dat. Așa. Asta e, da. Da. Am problemă. Să băgăm apă și acolo, la baba aia, la balai. Da, să continuăm... Să continuăm cu traseul. Și la Victor, pe toată doar, la ulița aia, acolo, la Lipan, cum îi ziceam, la Jipa. Toată ziua, de când au auzit că băgăm apă, tot mă sună mereu. Aia lui... Fata lui Victor. Da, știu. Știți unde, da? Da. Păi, dar n-ar fi mult. Aici, la bătrâna asta, lui Tăbălai, cam cât ar fi? Zic, maxim 40 de metri. 40 de metri.
și dincolo vreo în jur de 60, cam 100 de metri pe total. 60-70 a fost mai mult. Nu trebuie, băgăm furtun, să zic, de 25, mai mult nu. Da, depinde câți mai sunt. Păi singură. La bătrână, la Jăvrin, e singură bătrână. E singură acolo. Și dincolo, acolo de 25 pleci direct. Da, pentru și acolo vreo 2-3. Și nici nu mai... Gabi, după ședință vii cu Ilie. Ilie e la servici? Era pe drum, la monul. Da? Am ședință. Acum, peste vreo jumătate de oră vii cu Ilie până la primărie. Bine. Păi, nu mă întrebule astea, că știți că toată lumea zice că vrei. Da. Nu ne bagă în seamă. Da, și adică să... Și așa pe Buldo nici nu avem om și adică să facă... Da, dar nici nu e mult, nu e așa o... Da. Trebuie doar cât șansă o să facă. Vedem dacă mai are la 416, dacă nu și-au făcut orele până acum pe luna mai. Nu neapărat, dar mai sunt 4, mai sunt 5 zile, 6, 7, 1, așa. Păi de-aia asta spun, dacă nu de la 1, când... Da, de la 1. Da. Păi de-aia eu să-i spun, acum să aibă în vedere. Sărânt. Da. La căminul ăla, cum s-a sudat ăsta, capacul. La care cămin, zici? Lângă stația de pompă. Asta de jos. Da. Așa? Știți că am vorbit cu băieții ăia, da. Și țiganul ăla, spuneți, care zice mai rău, deci de la țigani. Dragoș? Dragoș? O încercat să o lea, l-o desprins ea. Am văzut eu că era o leacă... Da, l-o desprins și mă rog că a trecut băietul cu mașina, când vinea băietul la servici cu mașina. Și l-o văzut acolo, băi drag, ce faci? Bă, cât e pe ăsta, mă, și facă că dă-o labe de piele și lasă Dumnezeu la aici, unde e pe-a lăsodat, nu vei să scopă de acum. Că mine am zis jos. Și că să nu te poată să mă spui, că de ce îți dau foc la casă. Da. Și acum ce se fac? Să frică că... Spuneți, acum spuneți. Da, nu e problemă de asta, dar e problema că... Da, punem în vedere, nu? Că nu, că acum dacă știi că știm că el... Poți să-l ia altul, că de-așa nu s-a stat de acolo. Păi bun, trebuie să dat din nou. Trebuie să dat din nou, astfel. Și unde avem o sursă de curent? Păi luăm de acolo, de la... Stație. De la clăbunii de acolo? Da. Da? Da. Numai trebuie un aparat și să vină și la stație de el. Neapărat acum, el l-a desprins, dar trece alt țigan și alea alt. Da. De asta... Da. Să-i pună în vedere că la mea ia. Auzi, să puneți o folie de polietilenă pe el și după aia să puneți niște pământ, niște piatră. A, ca să nu fie vizibil la prima vedere. Da. Nu știu. Bun, asta nu e greu de făcut, dar... Ia faceți-o. Ia faceți-o pe asta prima dată. Că erau 5. Ia faceți-o pe asta, dacă vezi ce zici, băi, înseamnă că l-a furat altul și o astofat aici. Poate să o gândească și așa. Până când vine să sudăm. Da, eu astăzi fac treaba asta. Mă duc și eu un om și pun acolo niște balastru și o folie. Da, o folie și... Da, și balastru. Da, asta... Dar balastru nu-l faceți tu cu el de acolo. Pui mai împrăștiat. Păi mai împrăștiat, dar asta e... El îl dă cu piciorul și tot alea. Sau bag o rangă și o salt. Nu-i... Pentru ei, mai ales că știi că nu mai e sudată. Păi știu, dar nu mai are valoare fierul ăsta. Mai mult de muncă. A început să aibă, măi. Vineau de la Vrâncenă, parcă în fiecare duminică, parcă iar mă rog la... Dom'le, dar știi ce face dracul ăsta de țigan? Așa proceda înainte. Îi dădea de băut la 5-6 țigani pe aici, pe la Rădeana, s-o pleca în căruță și pleca. Deci nu avea o țintă fixă. Dar avea și coasă, avea și furcă, avea și sapă, avea și târnacop, avea și rangă, avea... Ce pica? Ce cădea? Apropo de coasă, m-a luat o bătaie duminică la... Am dat Florești acolo. Tot țigane? S-au bătut țigane ăștia Dragoș și încă cu 3 țigani. S-au bătut niște țigani de la Mărcești. Și unul la Mărcești i-a dat o luasă cu țamră, cu ce o fi dat în cap, l-o amețit și nu se mai putea ridica de jos. L-au dat ăștia cu apă. Pe Dragoș? Pe Dragoș, da. Aia e degeaba. Da, nu știu. Pe urmă l-a luat ăștia, în căruțul l-a lucrat și a plecat cu el. Da. Dar trebuie făcut ceva cu asta. Bun, gata, am înțeles. Am înțeles. Asta vorbesc cu Gabi. Acum și ne apucăm de la întâi. Bine, mulțumesc.
Da, atât am avut, domnule. Domnule Ilean. Domnule, avem o problemă, că trebuie să se îngrești, să văd cum în prima trecea, bine, a fost trimit băieții la poliția. La un an și ați spus în jupor, s-a desfăcat din mai multe vreme, niște bani. Și tu e singurul care a avut valat pentru legeriții lui Părinții. Dar s-a ocupat prea mult din partea carosabilă, circa un metru sub mesajele. Domnule, pe mine personal era să mă rogați pe un rog, venind de la Bari, vânt de pandă, cel care vine de jos dinspre biserică, nu vede, și aici are loc întâlnirea aproape chiar în... mai dau ăla de ei. Dom'le, să pună oamenii aia care l-au descărcat, să-l lopăteze o leacă mai încolo, să lase partea carosabilă pentru circulație, că acolo se va întâmpla un accident dacă să amână treaba asta. Acum, nenea Oance, nu, nenea, cum îl cheamă? Nea Ion... Nu, Ion, Fane Covaș. Fane Covaș, domnule. Era să lovesc. M-am întâlnit în golful Pante, dar lui eu acum... Păi, eu mai... nu sunt bătrân, dar el e chiar bătrân, dar chiar, nu știu ce mai... Bă, frate, s-a făcut o fandare, o mișcare de volan, când a văzut mașina ăsta, când a văzut grămada, se voia să afund din ea. A virat de volan stângă ca să mă aproșeze pe mine. Nu mai spun, m-am uitat în oglindă și au făcut mai multe bățâituri până s-a redresat. Uh-huh. Este necesar ca această porțiune de carosabil să fie lopătată, dată înspre gardul lor, să nu mai... Dar cine stă acolo? Stă nepotul lui Bolcea? Stă Bolt? Da, băiatul. Băiatul lui Bolt. Dacă era vice, cu Boltul. Dar asta nu e singura problemă. Au acesta... Pune asta e în fața porții mele. Este tot, dar Nu, partea ta e înăuntru, în drum. Lasă lemni, lasă căruță, lasă... Că doar nu consigur o optare mea mare. Că-i poartă la el. Dar eu am spus. Că nu-i numai. Nu, mai am sesizat și eu. Da. Eu când zic la mulți, băi, dacă asta nu nevoiești, ce-ați faci? Am intrat. Nu ce nevoiești. Păi nu te vedeți, nu-ți încate cu omul, dar ca să... Amintea domnul Marie Mateieș că pe această porțiune de drum 11-a Mănăstirea Voltană se circulă intens la sfârșit de săptămână, fie la biserică, fie la Iarbă Verde. Dumnezeu să aibă în vedere întotdeauna la sfârșit de săptămână să se decolmateze, să curăță șanțurile, să învăture, să se păstreze într-adevăr o notă de șoținută de curățenie. Deci intră tot în preocupările poliției locale, tai unii pom, lasă cremele pe acolo prin drum și la puntea asta la moară s-o tăiat, s-o aplicat crengile alea și împiedică.